Salutare, sunt Raluca Benavides, bun găsit la Zoo News. Hai să vedem ce-i nou. Marco și Seba au cucerit lumea cu muzica lor și se pregătesc să o facă din nou. Au lansat videoclipul piesei Fire to My Heart, un mix de beat-uri și voci aparte cu un vibe pozitiv. După ce au produs hiturile care au făcut-o celebră pe Ina în toată lumea, au compus piese pentru Carla's Dreams, Antonia, Delia, Alina Eremia și Alexandra Stan. Americanul Akon le-a cerut o piesă, iar apoi și-au pus semnătura pe coloana sonoră a filmului 50 Shades Darker, cu piesa Boom Biri Boom, cântată de Nick Jonas și Nicki Minaj. Adele s-a despărțit de soțul ei Simon Konecki și riscă să rămână fără jumătate din avere. Cei doi au decis să pună punct relației care dura de aproximativ 8 ani, dintre care 3 de căsnicie. Este o situație foarte tristă. Adele și Simon duceau vieți separate de ceva timp. Se știa printre prietenii lor că de această dată nu vor reuși să-și rezolve problemele. Au încercat ani de zile, dar până la urmă trebuie să accepți că lucrurile nu mai merg, a declarat o sursă pentru The Sun, scrie Daily Mail. Divorțul dintre cântăreața în vârstă de 30 de ani și soțul ei Simon Konecki de 45 de ani se anunță a fi unul cu multe zerouri. Adele are o avere estimată la 145 de milioane de lire sterline, fiind cel mai bine vândut artist născut la Londra. În plus, din câte se pare, cei doi nu ar fi semnat un contract prenupțial înainte de a ajunge în fața altarului. Medellin, piesa a Madonei cu Maluma, are acum videoclip. Piesa face parte de pe viitorul album al reginei muzicii pop, intitulat Madam X. Este al 14-lea din carieră și ar urma să apară pe 14 iunie. Videoclipul piesei pare inspirat dintr-o mulțime de alte clipuri ale artistei, printre care Like a Prayer, Human Nature, Don't Tell Me, dar și din faza Blonde Ambition a cântăreței. Vizualul a depășit 2,5 milioane de vizualizări în primele ore de la postarea pe YouTube și are șanse mari să urce rapid în trending. Madonna și Maluma vor cânta Medellin live la gala Billboard Music Awards pe 1 mai, iar apoi pe scena Eurovision Song Contest. Atât de la mine astăzi, dacă vrei mai multe, intră pe zootv.ro. Dă cu sin!